O capodoperă a amăgirilor lui Satana. Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia. Deuteronom 29, versetul 29. Cunoașterea omenească, atât a lucrurilor materiale, cât și spirituale, este parțială și nedesăvârșită. De aceea mulți nu sunt în stare să pună în armonie părerile lor despre știință cu declarațiile Scripturii. Mulți primesc teoriile și speculațiile ca fapte științifice și cred că cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie probat de învățăturile științei numită astfel în mod fals. 1 Timotei capitolul 2 cu versetul 20. Creatorul și lucrările lui sunt dincolo de înțelegerea lor, iar pentru că nu le pot explica prin legile naturale, istoria biblică nu este socotită demnă de încredere. Cei care se îndoiesc de autenticitatea rapoartelor din Vechiul și Noul Testament prea adesea fac un pas mai departe și se îndoiesc de existența lui Dumnezeu și atribuie naturii putere infinită. Pentru că își părăsesc ancora, sunt lăsați să se lovească de stâncile necredinței. Mulți se rătăcesc în felul acesta de la credință și sunt amăgiți de cel rău. Filozofia omenească a încercat să cerceteze și să explice taine care nu vor fi descoperite niciodată în veacurile veșnice. Dacă oamenii ar cerceta și ar înțelege ceea ce Dumnezeu a făcut cunoscut despre sine și despre planurile lui, ar câștiga o astfel de viziune despre slava, maestatea și puterea lui Iehova, încât și-ar da seama de propria lor nimicnicie și ar fi mulțumiți cu ceea ce le-a fost descoperit. Capodopera amăgirilor lui Satana este să țină mintea oamenilor în cercetarea și emiterea de ipostaze cu privire la lucrurile pe care Dumnezeu nu le-a descoperit și pe care nu intenționează ca noi să le înțelegem. Din cauza aceasta și-a pierdut Lucifer locul din ceruri. El a ajuns nemulțumit din cauza că nu i-au fost încredințate planurile ascunse ale lui Dumnezeu și a disprețuit ceea ce i-a fost descoperit cu privire la propria lucrare în poziția înaltă încredințată lui. Trezind aceeași nemulțumire și în ceilalți îngeri, i-a adus la cădere. Acum, caută să inspire mințile oamenilor cu același spirit și să-i facă să disprețuiască poruncile directe ale lui Dumnezeu. Amin.